că ne auzim. Ne auzim? Am zis? Vă mulțumesc că sunteți alături de noi la Bookfest. E realmente un toc. Să începem în zi. Eventual, dacă simțiți de voia să veniți mai aproape, am să vă rog să veniți mai aproape chiar în spațiu de la înseamnă. I-am invitat pe Ioan Stanomier și pe Marian Voicu să vorbim despre una dintre cele mai importante apariții în colecția Memorii Jurnale a Editurii Humanitas, despre Mâțvetna, povestea fiicei lui Stalin, scrisă de Beata de Robier. Colegii mei îmi spun că nu se aude, încercăm un alt microfon. Ioan Stanomier, profesor la Universitatea București, Facultatea de Științe Politice, este autor Humanitas, ultima sa carte despre Revoluția din Octombrie, Rusia 1917, a apărut la editura Humanitas recent, în 2017. Marian Voicu, jurnalist de mai bine de 20 de ani la televiziunea română, autorul Tezaurului României la Moscova, un volum pe care sunt sigură că îl cunoșteți. Tot ei semnează alături de încă trei autori, un volum pe care îl vom lansa mâine, după amiază, Vin rușii, cinci perspective asupra unei vecinătăți primăștioase. V-am făcut o mică introducere, nu este întâmplător, deci i-am rugat pe cei doi domni să ne vorbească despre viața Svetlanei, fica lui Stalin. Am să-i dau microfonul lui Ioan Stanomier și, în măsura în care este oportun, am să îmi permit să vă citesc câteva fragmente. Bună seara, e într-adevăr o carte aparte, fiindcă vorbește despre un destin care a traversat mai multe etape radical diferite între ele. Este, în primul rând, o carte despre copilăria într-o dictatură, copilăria unui copil privilegiat într-o dictatură. Și avem o perspectivă asupra modului în care se organizează viața cotidiană în epoca stalinistă și avem acces la această viață cotidiană prin lentila unui copil care descoperă încet încet lucrurile care se pară de copii din jurul său. Este în al doilea rând o carte despre teroarea în anii lui Stalin și este cu atât mai fascinant cu cât teroarea este văzută prin aceeași cale de acus, în aceeași vizetă a unui copil și acest copil vede că în jurul lui se cască un hău și foarte mulți dintre cei pe care îi cunoaște dispar pentru a nu mai apărea niciodată. Este la prima rând o carte despre cultul personalității și modul în care acest cult al personalității distruge instituții, distruge o națiune și distruge o familie. Este apoi o carte despre încercarea de găsirea fericirii într-un spațiu posibil și există câteva secvențe interesante legate de modul în care tentativele de căsătorie sunt blocate de puterea politică și este, de asemenea, o carte despre destalinizare. Este poate una dintre cele mai interesante secvențe ale cărții, cea în care asistăm practic la agonia grotescă a unui dictator înconjurat de criminalii care au fost complici, criminali care sunt pântuiți de teama de a deveni victime. Practic, această carte are imensa calitate de a oferi o perspectivă de calitate excepțională asupra anilor post-erici al lui Stalin, an care s-au marcat de creșterea antisemitismului și de extinderea unei paranoia cu consecințe devastatoare.
Și în momentul în care am citit aceste pasaje legate de agonia lui Stalin, mi-a venit în minte filmul pe care regimul lui Putin l-a interzis în Rusia, moartea lui Stalin, pentru că regăsești exact același tip de comportament, dorința publică de a fi alături de cel mai înțelept dintre conducători și dorința secretă de a-l vedea crăpind pe cel mai obi dintre conducători, pentru că dacă acest conducător va crăpa, se va face de tine să dispară. Și în sine este secvența post-calinistă a existenței Zeplanei. Este o secvență pe care aș putea o numi tragică, fiindcă Zeplana Alieva este o ființă care nu-și mai găsește locul în lumea de lupa Stalin. Este o ființă care călătorește mai întâi în memorie, încercând să înțeleagă ce s-a întâmplat cu tatăl ei și modul în care destinul tatălui ei a schimbat destinul celor din jur. Și mai apoi, cu adevărat spectaculos, călătorește peste granițe, inclusiv peste granița care separă liniile din Războiul Rece. Este unul dintre momentele cele mai delicate pentru Uniunea Sovietică de a vedea defectând în Occident pe fica ziditorului Uniunii Sovietice. Dar pe plan al Iureva nu este un defector clasic de Război Rece, pentru că este o persoană imprevizibilă, dificilă, delicată, care la un moment dat face drumul în sens invers, revine în Uniunea Sovietică, dar revine într-o postură privilegiată, având în rățel o supapă de siguranță oferită de cetățenia americană pe care o dobândise înainte. Și în fine este sfârșitul unei persoane care ajunge să fie martor la sfârșitul Uniunii Sovietice. Și e cu adevărat remarcabil să observ că un drum care începe în anii în care Stalin este contemporan cu toți cei pe care i-a asasinat în anterior, se sfârșește într-o Rusie a lui Putin care începe să își reconstruiască statutul de veche putere imperială. Este o carte care are o dimensiune de roman politic, dar are și o dimensiune de roman al devenirii, este un politic roman, dacă doriți. Și în fine este o carte care oferă o perspectivă asupra acestei extraordinare puterea comunismului de a distruge de sine în modurile cel mai pervenite cu putință. Chiar și cei care se închipie liber nu sunt niciodată liber în comunism, pentru că dovada teritoriei acestei afirmații este statutul iubirii în Uniunea Sovietică. Faptul că Svetlana descoperă, spre exemplu, că nu te poți căsători cu cineva care este evreu în Uniunea Sovietică. Sau că evreu în Uniunea Sovietică, imediat după marele război pentru apărarea patriei, nu este cu adevărat o calitate cu care să te mândrești. Există niște pasaje impresionante cu privire la lichidarea membrilor comitet antifascist imaginat de Stalin, ai cărui membrii sunt la un moment dat exterminați unul câte unul, fie pe cale judiciară, fie pe cale extrajudiciară, prin acțiune de mașină. Și încheind de momentul în care vezi Rusia de astăzi, înțeleg de fapt că ereditatea unui regim politic este mai importantă decât credem, pentru că nu se poate imagina, din păcate, un alt fel de guvernare Rusia în acest moment, decât unul care este legat de maniera sângeroasă în care Iosif Vissarionovici Stalin a construit această țară. Vă recomand cartea, este o carte, la un moment dat aș putea spune chiar tulburătoare, este o carte erudită, este o carte extraordinar de bine scrisă și este o carte care poate fi punctul de plecare al unei discuții românești privitoare la posteritatea potentaților și familiilor. Nu să nu uităm că în România am avut cazuri nu la fel de interesante, dar poate un dramatism similar. Cazul Licăi Gheorghiu, fata lui Gheorghe Gheorghiu, deci care din actriță națională a devenit epavă națională. Am avut apoi pe Nicu Ceaușescu, am avut pe care Nicu Ceaușescu patron de echipă, de fotbal, am avut-o pe Zoia Cătura fizicia, dacă rămân cel, și matematician, și am avut cuplu prezidențial executat de cei care au fost complice. Așa încât, până la urmă, istoriile comuniste se repetă pentru că există în genul comunismului ceva care îi face
e ca toxic o rogație. Vă mulțumesc. Ce aș mai putea adăuga? Pe care m-a surprins drama pe care a trăit-o săptămâna, în condițiile ce drama poate trăi un copil care își generează părintele, care își iubește părintele și care află la un moment dat că tatăl său este cel mai mare criminal, unul din cei mai mari criminali din lume. Asta este una din dramele săptămâna. A doua este când își dă seama că lumea de la Crescut, despre care credeam că este cu siguranță cea mai bună dintre lumile posibile, este paradisul sovietic, faptul că acest paradis era de fapt cel mai mare leagă de concentrare. Parcurgem odată cu Svetlana, de la început până la sfârșitul vieții, revelația pe cel mai puternic om al Uniunii Sovietice, revelația că totul a fost o minciună, a fost un fake. E interesant, dacă reușiți să intrați în primele 10 pagini, nu vorbesc mai despre de carte, pentru că de la început se deschide o ușă grave, care dă în intimitatea celui mai temut dictator. Și vedem toată această lume extraordinară, un oflant stărilor bolșevici, le vedem prin ochii și prin cadoarea unei fetițe, care la 6 ani asistă cum unchiul Iagoda, unchiul Molotov, unchiul Buharin, unchiul Voroșilov, spun povești, cântă, spun bancuri, dansează cazacet în fața lui Stalin și toate lucrurile astea nu le mai vedem prin prisma încercării unui autor care încearcă să construiască o realitate, o ficțiune, vedem prin ochiul unui copil, ceea ce este formidabil. Încet, încet, vedem cum personajele din jurul Svetlanei încep să dispară. Dispare mai întâi mama sa, pe când avea 6 ani, pentru că alege libertatea să se salveze și să se decide. Varianta oficială va fi că a murit de peritonită, după care toți acești lungi și mărușe despre care vă spuneam încep să dispară și Svetlana va afla mai târziu că au fost deportați sau executați. Svetlana Stalina însă își va alege să se salveze, abia la 1967, când va cere azil politic în Statele Unite, dar se va salva cu adevărat abia la sfârșit în 2011, când a încetat din viață, pentru că până atunci la prizoniera cel mai penibil gulagul mental. Probabil că Svetlana Aliniova a fost ultimul lui Stalin. Mai există biografia ale Svetlanei Aliniova, dar aceasta este remarcabilă, din urmă, pentru că autoarea are un background academic foarte bun, a avut în Polonia, cât și în Franța. Cred că a contat foarte mult și faptul că are un doctorat la Sorbona în cadrul Axopului, este asistent al regiunii Răsului, și faptul că s-a apropiat de zona Axopului, probabil că a făcut să înțeleagă mai bine cum funcționează mașinăria teribilă a Ceaușescului sovietic. Sunt archive pe care le-a consultat și care până în 2011 au fost închise. Până când Svetlana Aliniova a murit, cele ale FBI și CIA le-a cercetat pe cele din Federația Rusă, pe cele din Polonia, din Franța. Am mers în toate locurile în care Svetlana Aliniova a trăit, atât în Federația Rusă, cât și în Georgia, în Statele Unite, în Anglia. Practic s-a apropiat într-un mod atât de puternic de personajul său în această investigație, care cred că a durat 2-3 ani. În mod sigur este cea mai importantă biografie atât a personajului cât și a epocii. A încercat să se salveze căsătoriindu-se de 4 ori, cred, și a schimbat nu numai numele de familie, ci și prenumele. La un moment dat are diverse cetățenii, colindă în permanență Luna, are și un scurt episod din 84 până în 86, cred, în care revine la Tbilisi, în patria tatălui său, încercând să se salveze împreună cu ultima fică, Olga, nepoata celui Frank Lloyd Wright. Și cu toate acestea, nici nu a găsit nici a venit în cele din urmă Statele Unite, unde
va părăsi, așa cum vă spuneam, definitiv gulagul mental și fiind ultima victimă a regimului stalinist. Noi nu avem cărți de genul ăsta în care se intrăm atât de puternic în intimitatea puterii. Nu avem o biografie a vicelui Gărghiu Dâș, nu avem decantată o biografie a Zoiei Ceaușescu, de exemplu, dacă Valentin Ceaușescu ne și interzice să folosim acest brand, cum s-a explicat că este un brand și că nu avem voie să-l folosim nici măcar în literatură. Cu siguranță, grotescul comunismului de post-stalinism românesc nu a avut amvergura celui sovietic, dar cred că ăsta este un lucru foarte interesant la această biografie, care este o adevărată saga de familie. Este construită în stilul romanului clasic rus, pe care îl parcurg și pe Tăneară Suflată. Îl recomandăm cu căldură și vă așteptăm la editura de mari prospectivă de celelalte la sără. Un singur lucru vreau să vă mai spun. În carte s-a strecurat, sunt sigură că nu, întâmplător următoarea frază și cred că dacă ar fi să dăm un moto acestei cărți, ar fi următorul. Noi nu vorbim niciodată despre viața pe care am dus-o acolo, nu se vorba despre oamenii care au trecut prin lume. Cine poate ști, în afară de ei, că nu mai folosești niciodată în tehnicul intern, odată ce ai trăit în noi. Aceasta este povestea noastră, Planei. Din nefericire, ea nu a părăsit într-adevăr internul decât atunci, în 2011, când a murit într-un azil de bătrân. Pensie în ajutor social, cred că a fost singurul, acela a fost momentul în care ea a reușit să părăsească internul, în care a fost nevoită să trăiască timp de aproape 20 de ani. Mulțumesc!